Mau, n-am înțeles nimic. Toată puterea din viață, alarma, panda, hotshot, Sorin. Salut, Sorin. Deci, hai să dăm pau. A ieșit ceva cal cu 14 picioare, cred. Un cal cu 14 picioare? O să fie greu de găsit. Hai să vedem ce sunt cu astea, că eu nu înțeleg nimic. Sunt chitări de... pentru blues. A, deci spus că zic blues. Sunt două chitări cu 7 corzi, toate corzile din lume, nu. Nu sunt toate corzile din lume. Lângă Sorina, acolo mai e o chitară cu mai multe corzi din lume. Da. Câte sunt în număr? Că... și voi să ziceți cum se cheamă emisiunea, unde suntem, episodul 19, astea, că suntem la Guitar Shop, un ro, jur, alea. Dar ce te grăbești? Da. Unde? Da, noi ne-am grăbit. Noi ne-am grăbit cu tine azi. Ce trebuie, da, eu? A, asta e problema. Iar e problema cu bani. Băi, Sorin, hai că discutăm după. Bă, în primul rând, știi bine că toate lucrurile faine se fac în 40 de zile. Oh! Asta așa, ca fază. Dar, oricum, Sorin te lasă 40 de zile. Suntem la Guitar Shop, Hotshot. Și Panda. Da, Guitar Shop, și... într-o... Stai. Era rulat, dar acum s-a derulat. Așa. Și avem două chitări cu 7 corzi, una e neagră, una e o culoare de mentă. Asta e Jackson, GS32. E o culoare de mental. De mental, da. E un Sunburst, Tabaco Sunburst, corp din Basswood, are arțar cârlionțat, cred că așa mișto, se are. Da. Cârlionțat, da. Da. Curly maple, frumos. Grip de maple. Maple. Nu e curly, uite. Okay. Da. Așa, două doze care au 7 ori 2 poli, pentru că 7 corzi. Binding frumos, shark inlays, dar micuță de tot, că au intrat la apă. Dacă făceau pe tot griful, ar fi fost foarte costisitor, așa că au făcut mici. Așa este. Și volum, ton, selector, cu 3 poziții. Și iarăși bridge-ul ăla de-mi place mie, la tu acolo, la frumos. Da, care spre deosebire de tunomatic, ăsta e un bridge mult mai ajustabil pe intonație. Și, pentru că noi pe chitările astea ne acordăm în satane. În satana, asta e nota. Satana bemol. Avem scala mai mare. Scala mai mare însemnând 26,5. Practic intră în domeniul baritonului. Da? Ce mai e de observat? Mai nimic de observat. Sună bine, are un fel de... ceva. Heel chestie aici, ca să fie confortul mult mai tare. Se poate și întoarce chitara. Îi lipsește plăcuța, șuruburile direct în corp și cu contur făcut și e destul de comodă. Taste jumbo, tastieră de rosewood. Pa, Cezar! Pa! După care trecem la chitara lui Robert. Robert, prezintă-ne chitara. Mihai, stai puțin. Chitara asta este foarte ușoară. Este foarte ușoară. Are 200 de grame. Maxim. Stai un pic, stai să facem. Stai. Are 150 de grame. 150, da. Butonul ăla avea 50 de grame. Și acum parcă nu mai simt deloc, adică... Stai să pun ăla. Tonul chitării stă în butonul ăsta. Exact. Din Vendetta? Este Vendetta din Basswood. La Basswood. Fel ca și asta arată, doar că n-are maple cap. Griful maple cu rosewood, da? Un rosewood mult mai deschis la culoare. Medium jumbo sau jumbo? Ce zici? Medium jumbo. Medium jumbo, sunt mai medium. Sunt mai medium, nu sunt mai jumbo. Ai înțeles? Doze standard? Doze standard, că negre. Da, tot și cu 14 poli. Spre deosebire de asta, ia uite cum are asta. Nebunia de... tunomatic. De tunomatic, care e un pic mai greu de intonat. Adică are cursa mai scurtă aici la intonat. Și aici e un V. Aici e un V de la Vendetta, da? Cu strings to body. Strings to body și la asta și la aia, la amândouă. Aici putem să vedem semnăturile și văzuturile celor care le-au verificat, da? Sunt și verificate aici, de... uite. Da? Aici să pui degetul să nu te mai... să nu te lovești, aici te lovești un pic.
Aici te lovești un pic, acolo te lovești mai puțin. Faci niște bunătăi, ceva? Da. O chestie foarte importantă. Dinu Vendetta. Dinu Vendetta, așa-l cheamă? Dinu Vendetta, e un băiat. Dinu Vendetta. Era șofer. Dinu Vendetta are scala 25,5, adică exact la fel ca un Stratocaster. Ceea ce înseamnă că, dacă nu sunteți familiar ca mine de altfel, cu chitări cu 7, 8, 54 de corzi, este o chitară foarte faină de început. E confortabilă, are tot layout-ul standard și are distanța și corzile apropiate ca la o chitară normală. Și având scala mai mică, corzile par mai moi. Așa ar suna Black Sabbath pe 7 corzi. Îți place? Standard. Îți place? Da. Bine. Aud un diavol ieșind de undeva. Nu era la chitări. Nu. Eu știu la ce te referi. Dana, ai auzit altceva. Te striga Dan de la Coma să te duci până la ei la concert. Tu l-ai da. Auzit de la... Da. Te-ai strigat, zis Mihnea, Sunt 15 km, minim. De aici până la... Street food... Minim 15, maxim 3. La Roma Expo de aici? Da. Plec. Du-te și vorbește cu ei. Da. Lămurește-mă și pe mine cum obțin ei sound-ul la lor. Frumos. Curat. Curat. Ai citat. Da. Deloc cum l-am... Ba nu, cum l-am cântat noi mai devreme, nu? Nu. La noi a fost havos. N-avem treabă cu... Nu cu astea, cu... Ah, da. Știi ce zic? Stai că te sună Fred. Ok, te duci până acolo și da, zici și mie ce se întâmplă? Bine, mă duc. Te-aș da cu basul cu ei. Salut, sunt Panda și suntem la concert Coma la Street Food. Street Food Festival, nu? Street Food Fest, da. Super, ceva finuț la Rome Expo. Și Dan o să ne prezinte sculele lui. Mamă, o să prezint sculele mele într-un mod mega simplu. Mie nu-mi place să fie treaba complicată, așa că mi-am luat lucruri simple, știi? Care să mă ajute în ceea ce fac. Drept urmare, am 3 chitări în concert, destul de multe. Pentru cât cânt eu la chitară, știi? Sunt destul de multe, având, cred că când la vreo 3 piese cu chitară, la 3 schimb chitară la fiecare. Ca șmecherii. Păi ce e asta? Tu știi mai bine ca mine, că am văzut la voi emisiunea trecută sau acum 2 emisiuni sau acum 3 emisiuni, nu știu când o să intre asta. Am văzut chitara asta prezentată de voi și mi-a plăcut foarte, foarte mult și am vrut-o exact pe asta. Am venit la tine și am luat-o. Păi e un Epiphone ES-339 Ultra, da. Care are și piezo și un semi-hollow body finuț rău de tot și sună asta bine. Asta mi-a plăcut foarte mult, care și doza aia piezo. Și culmea, pentru nou album la care lucrăm acum, am o piesă la care aș fi avut nevoie să mai cânte unul cu o chitară acustică împreună cu o chitară cu distors, știi? Adică să fie 3 chitări pe scenă. Și asta mi-a răspuns la întrebare, știi? Când te-am văzut pe tine, dude, dacă pui 2 cabluri și bam bam și asta are 2 mufe aici. Pe toate mufele. Da. Poți să faci. Ce nu mi-a plăcut la chitara asta, nu mi-a plăcut deloc, avea un șurub aici. Dar l-am astupat, i-am pus un sticker și are un șurub. În rest, e foarte bună la mână și tot în regulă. Ok, deja o să mă aștept la nou album și o să cânt și pe ea la cel mai frumos loc de pe pământ, că e mai pe drive, așa un pic, nu atât de distorsionată și de rea. Pentru piesele cu distors te cânt cu asta, este un Gibson SG din 2015 sau 2016. E un model care inițial m-a încântat, care are griful ușor mai lat și am loc pe el. Dar ce mi-a plăcut foarte mult este acest acordor sau cum se cheamă, da. Care se acordează, face chitara să se acordeze singură. G-force. Acum nu mai place. Mi se pare că nu e chiar pe ton unde trebuie și trebuie să fac eu mici fine tunings. Dar mă rog, poate mă obișnuiesc, poate schimb, nu știu exact ce o să fac. Da, deci asta e a doua chitară. Și pentru acustic cânt cu Taylor-ul ăsta. Am lăsat Takamine-ul acasă.
și încerc să cânt cu ăsta. E un Taylor, nu e dintre cele mai scumpe. Am zis să o iau așa ușor ușor, să nu mă apuc să arunc bani pe chitări. Dar 300? Din nou, da, e seria 300 și din nou mă înțeleg foarte bine cu ea la mână. Mi se pare că mi se potrivește foarte bine pe mână. Am sunat plăcut, cald, echilibrat în toate părțile. I love it, I love it, I love it. Am trecut de la Takamine, care nici nu era o chitară proastă. La asta dintr-o dată sună altfel. Cel puțin pe Clint, știi, acasă când am dat drumul ăla, eram de la dude, mamă, ce achiziții am făcut, am rupt gura târgului. Foarte, foarte bine. Și așa. Și pe partea de amplificare și atât, pentru că eu folosesc drive-ul și distorsul din stație. Este Orange-ul ăsta TH30. Este o variantă destul de entry level sau cum se cheamă, dar de care sunt foarte mulțumit. Scoate ce-mi trebuie mie în momentul ăsta. Are un distors mișto, plin și clar. Da, acasă am și eu un cabinet pentru dumnealui, de un 2x12 tot de la Orange. Și împreună sună ideal. Merge bineînțeles și pe astea, marșalurile astea, care cu siguranță au și ele V30-uri, cred. Da. Deci, de obicei când mergi pe rental, mergi pe 4x12 Marshall? Da, de obicei cer 4x12 Marshall. Așa. Ăsta oricum se găsește cam peste tot pe unde cântăm standard. Tot zic, da, avem acel 4x12 de la Marshall, 1960 lead. Așa. Da, clasicul. Și mergi captat întotdeauna cu microfon, întotdeauna cu SM57 de clasic. Nu te-a tentat să bagi wireless? Bun. Mie, pe mine mă depășește tot ce legat de tehnic, cu multe mufe, baterii și nu știu ce, mi se pare mega complicat, de aia n-am niciun pedalier. Am în schimb o pedală primită de la soția mea pe care încă n-am avut timp la sală să o probez, n-am avut timp la sală să mă duc, să stau un pic să mă joc de asunetul. Se cheamă Trashy Blonde și e de la Stone Deaf. E un drive foarte, foarte cool. Și o să-l aduc și pe el în concerte în curând, deocamdată... Încă ne împrietenim la sală. Încercăm să ne cunoaștem, să... You know how Trashy Blonde is. E singura Trashy Blonde cu care îmi dă voie nevastră. Da, mulțumesc foarte mult, mergem la Matei. Salut, sunt Panda aici cu Matei, chitaristul de la Coma. Salut, Matei. Salut și bună, mami, Nina, Adina, toată lumea, bună. Super, începem cu chitara, Matei. Da, începem cu chitara, care, deci istoria chitară, tot în setup-ul meu are o mică istorie. Chitara are istorie în sensul că este un Stephen Carpenter, pardon, signature, de la Deftones. Semnătură. Da, adică e semnătura adevărată Stephen Carpenter de la Deftones, pentru că sunetul au dorit... să sune cât mai apropiat de Deftones, mai ales Hebe, care e super fan, de fapt toți sunt. Și asta era lui Dan, pe care o folosea doar pe vezi. Era singura care cânta la chitară, eu am venit cu un Jackson Performer în trupă și era prea metal. Și a zis, ia după ăsta, cânt eu doar la un cântec la ăla. Și după aia am cumpărat-o chiar anul ăsta. I-am cumpărat-o, deci acum e a mea. Bun, folosești ambele doze? Da, ambele doze. Dau totul la... Astea sunt pe înalte, mai puțin pe cel mai frumos loc pe pământ. Le folosesc pe astea de sus pentru că au un sunet mai de poveste. Sau când pe aici, adică pentru că are doar 3 poziții. Deci, dar în general, bridge. Pe înalte, da, pe bridge. Hai la pedalier. Stai așa să ne întoarcem, da. Cumva. Așa, istoria pedalierului. Eu am umplut pantofii lui Călin. Adică eu sunt în locul lui Călin, vechiul chitarist de la Coma, care avea un avea și rack, avea mult mai comod și mult mai la îndemână totul, iar aici avea un din ăla cu 5 sau 6 canale, aici e delay, aici e puțin mai mult distors, aici nu știu ce. Eu nevrând, adică am vrut să iau de la zero totul, să descoper eu, să ajung eu acolo, fără să-mi zică cineva, am zis, bun, ce-mi trebuie? Am luat un angle, mă rog, o să trecem la angle, ăsta e foot pedal-ul de la angle, da. Pe care are două din astea, da. Are unul așa odată și odată așa. Asta e puțin distors, asta e și mai puțin, e așa puțin crunch. Și când e cazul, până acum n-a fost, mai iau și distortion-ul ăla. Ăsta e un multi-effects pentru că multe efecte nu avem în pofida faptului că așa scrie. Avem la două cântece un phaser,
Okay. Avem la vreo două un delay, la care oricum e cam opțional. Și la... m-am început eu măcar dacă tot îl am să mai folosesc pe colo-colo. Altfel e cam clean și distors. Deci își face erorul pentru ce e. Iar ăsta este polytune-ul care am văzut și la emisiunile voastre că nu prea lipsește de nicăieri. E master. Bun, din pedalier intrăm în... Într-un angle. Într-un gig master 30, care are foarte puțin vați, cântește cât o poșetă. Matei, poți să ne zici cu orice fie electrică sau orice fie electrică? Imediat! Deci ăsta cântește foarte puțin și niciodată nu am depășit volumul de la jumătate. Deci pe scenă la... Mă rog, deci niciodată n-a fost caz, nici la sală, nici pe scenă. Corpul pe față. De obicei mergi cu cabinet rental Marshall 412, nu? Eu de obicei am un cabinet la sala de repetiție, se cheamă Fame, este făcut de un rus, le știi? Cam cânt apel, mai ții minte, atunci la... Așa, da, tu știi, da. Deci mi l-a recomandat un producător, Victor Pamfilov, prieten de al meu și producător foarte bun, și a zis, practic e un marș, e făcut de la cineva care a lucrat la Marshall și și-a făcut firma lui. A luat rețeta și a scris Fame. Deci este un Marshall GC. E un Marshall faimos. Da, faimos. Dengos. Și volum, dacă interesează și cum mi le setez. În general și fani și toată lumea mi-a arătat să încep de la asta, toate la zero. Aici las așa ca să fie echilibru între acustic și așa. Noi ne trebuie să sune mai zid puțin, deci astea două așa. Și mie îmi place treble, nu vreau să dau așa, că după aia n-am făcut nimic, pot să le dau la zero. Reverbul doar la unele, la cel mai iubit dintre ăsta, cel mai frumos loc de pe pământ. E așa pentru că e mai, să sune mai mare. Cred că o să-i împăcălesc în curând. Mă rog, acum nu mai pot să-i împăcălesc, că o să uite la video ăsta. Și o să-l țin și eu la așa și zic, n-am știut. Pentru o sumă modică putem să edităm să nu apară păcăleala și să rămână între noi. How much? How much? It's nice. I give you my sister, dar n-am. Bun, și mai e partea de acustică. Avem acustica. Domnișoară? Acustica am luat-o tot neagră, am luat un tac a mine de bază, a fost 500, 400 și ceva de euro spre 500 de pe Thomann. E foarte bun, are caseta cam... Na, nu e un Taylor, nu e ceva ieși din comun, dar pentru o primă chitară acustică și oricum acoperit aici, își face treaba, plus că în afară de Taylor și Dan avea un tac ca mine și am zis că suntem Glenn Tipton, KK Down. Matei, mulțumim foarte mult! Mulțumesc și eu! 2-10-2. Cum a fost? Marfă! Cald? Un pic. La picioare. Deci era copertina în așa fel încât îți bătea soarele fix pe picioare. Nu știu dacă vedeți, dar tenisii ăștia erau albaștri. Închis. Puțin prăjiți. Se vede? Se vede? Se vede? Se vede, nu? Ok. Se vede? Stăm cu astea două chitări foarte marfă de metal, de gent, de ce vreți să cântați cu ele, alternativ, whatever. Din Vendetta, foarte ușoară și practică. Jackson GS32. Cum? Cântăm cu ampurile astea de ne-am îndrăgostit noi de ele. Rău. Fender Mustang 1, versiunea a doua. Cele mai bune ampuri, serios. Am auzit că și Clapton le folosește. Da, și le mai... Da, corect. Stice. Le-a folosit foarte mult și Richie Sambora și... Și Richie Hendrix. Și Richie Hendrix. Bun, noi suntem Hatchet și Panda. Nu. Sorin. Suntem la Road Gear Soda. Hai da.